Fotbaliștii slătineni au încheiat la egalitate amicalul desfășurat în ultima zi a lui Iulie pe unul dintre terenurile din cadrul complexului sportiv 1 mai cu unirea Bascov. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2 la 2 pentru echipa slătineană în sprint Cătălin Goman și Cătălin Grigore. Ei se număra aproape de fiecare dată printre marcatorii echipei slătinene în meciurile amicale. Ca de fiecare dată, staful tehnic al CSM a trimis în teren toți jucătorii avuți la dispoziție. Seria amicalurilor stabilite pentru pregătirea cât mai bună a jucătorilor slătineni continuă astăzi cu un nou amical. În cadrul acestuia, jucătorii antrenați de Cristian Stănculețu au întâlnit componenții CS Universitatea 2.